la 30 de ani n-am mai scris nimic, că mi-am dat seama ce mizerie îl scrisesem. Și suna așa. Lunga iară a înverzit și pomii au înflorit. După lunga așteptare a venit iar prințul soare. El se plimbă prin poiene, în caleașca iaurită și mângâie peste gene o copilă adormită. Mi-am dat seama, la vârsta aia, că e ceva groaznic, știi? Dar nu mi-a venit să scriu mitologicale. Asta e diferența. Da. Așa ne se întâmplă câteodată. Da. Ce ați mai văzut voi în acest text? Spre ce alte texte eminesciene v-a dus? Nu? Pentru că discutam și dimineață. Foarte frecvent, nu? Un text eminescian este de fapt o cale de intrare în alte texte eminesciene. Acestea. Când aștepți pe Aman, scriitor la subprefectură, tânăr plin de speranțe, venind cu lea în figură, spre ce va duce? Avem această poziționare satirică, distantă, care amintește de scrisori. Așa, de scrisori. Nu, de toate. Scrisori. Sunt a doua, a treia, să spunem, parcă. Scuze. Așa. Dacă s-a spus, dar este și o notă de autoironie referitoare la biografia Eminesciană. Pentru că Eminescu, după ce și-a lăsat studiile de la gimnaziu de la cel Năuț, a fost angajat scriitor la subprefectura de Botoșan. Deci este evident că se ironizează în fragmentul pe care a vorbit Alineaul, se pasimisează. Practic, e un poem eminescian întors. Eminescu își întoarce oglinda de poem, e anti-poetul Eminescu. Eu cel puțin așa am văzut. Inclusiv această, da, tânăr plin de speranțe. Cred că așa îl vedea mai rău, așa îl prezenta peste tot. Tânăr plin de speranțe. De fapt, în foarte multe versuri, Eminescu e critic cu el însuși. E lucid și își conștientizează poziția într-o poezie precum Icoană și Privaz. Nu? Un fel de artă poetică, îl spune. Visasem odată să fiu poet. Ce vis de tinerețe. Nu? De ce e subminată încrederea? Tocmai din cauza acestui conflict interior, această asumare, dacă vreți, tragică a condiției. El nu mai poate fi poetul vates, poetul care știe că prin puterea verbului modifică lumea. E un poet care dinspre o lume ce o modifică se întoarce spre el însuși. Și de-abia acolo își sondează profunzimile, contradicțiile și devine el însuși un spectacol pentru el. Tânăr plin de speranțe venind cu luleaua în gură, nu? Ce aia boia de vremnici, da. Da, micimea. Pe care fiecare care e urcat pe un piedestal ajunge destul de repede să-și o recunoască. Da. O scrisoare a întâi, nu? Da. Scrisoarea a cinci. Și ne credem. Este tot așa o anti-poezie. Adică tot ceea ce era fior romantic, tot ceea ce Eminescu cântase, iubire, iubirea aceea devine pedestră, terestră, știți foarte bine că vituperează la un moment dat, are chiar accente misogine. Mie mi s-a părut că textul ăla anunță reprezentările simboliștilor asupra femeii. Femeia cochetă, femeia care își joacă bărbatul pe degete, femeia care nu e
fidelă în amor, nu? E deja... Și în venere și în amor, are cele două. Da, dar parcă acolo e clar că așa da, așa nu, știți? Deci, femeia Dalila. Îngel... Da, pe rândul e Dalila. Da. Nu știu dacă erați... El are imaginea asta în minte mai, în multe părți. Da. Ce fel de Eminescu mai avem aici? Mai aștept răspunsuri. Că altfel o să trag concluzia că nu prea a fost această alegere de text fericită. Eu mă gândeam, nu știu cât de corect, mă gândeam dacă nu este și o critică a societății în câteva versuri acolo. Ah, moșneagul bețiv e în stare într-o zi să ruine toate societățile de asigurare din țară. Bineînțeles, e mai lung, citesc mai căsărite. Pare-mi că dai pe obraz cu roșu după moda de astăzi. Și mai avem... Și cu veselia ta proastă lumea ruin tu, însă popoarelor blonde de stele guverne îndărătnici, vai, nu făcuse șosea cum se cade pe câmpii albaștri și se răstoarnă carul și rău se înglodează bătrânul. Da, e foarte actual. Da. Sunt câteva versuri, cred că primele pe care, da. Care mie mi s-au părut întotdeauna foarte forțate, aproape că le-aș elimina din poezia, nu le văd, nu le văd rostul în textul acesta. Iar dacă e critică socială, el a făcut-o minunat și mult mai bine decât a făcut-o aici. Aici mi se pare că nu știu de ce iese din miza textului ca să amintească de societățile de asigurare. Aproape că schimbă poate și... o frustrare personală așa și ieșită răsupă. Nu, la fel cum face mortul aiesc, când spre final are a fi sau a nu fi nebunie tristă și goală și din nou aproape încăpățânându-se să pună citatul ăla, alterează ritmul normal al poeziei. Și nu se leagă versul acela de ce este mult mai bine realizat ulterior. Dar cine suntem noi să-l judecăm pe Eminescu? Sau să-l sancționăm, Doamne ferește? Bun. Da, avem dreptul să-l sancționăm și pe Dumnezeu. Așa ziceți? De blasfemie, da. Cred că omul e făcut să sancționeze. Așa cum cetățeanul e făcut să sancționeze conducătorii. Da. Zău. Așa n-am merge înainte. Era o strategie de tot. Era serioasă. Gândiți-vă că altfel... Criticii literare rămâne fără putere. Da, nu? Ce ne-am face fără scriitor? Da, spuneți. Mi-am întrebat, sunt totuși, de ce e zeul uracanului? Nu, parcă mi s-a trebuit stare. De ce nu altă? De ce nu l-a luat pe Zeus? De ce uraganul? Eu m-am gândit că opțiunea pentru acest zeu este că uraganul chiar zdruncină, chiar modifică, nu? Chiar îi permite să construiască acel tablou al zguduirii lui, a clătinării munților. Eu așa m-am gândit, dar nu înseamnă că am dreptate. Poate a vrut să adaugi o bucătură de haos și aici? Cu siguranță. Deci textul e foarte interesant din acest punct de vedere. Spunem contrastul creației controlată, nu? Creator lucid versus creator, oarecum să-l numesc, amețit și la propriu și la figurat, și creație haotică. Nu? E ca și cum Eminescu aici ar vorbi despre responsabilitatea creatorului de lume, de text, de cenușă, iată ce frumos putem reinterpreta textul, nu? Responsabilitatea creatorului. Care, cum ar trebui să fie? Poate lucid? În contextul dat, cum să-ți aminte din citata lui Nietzsche, în Homo Ege, îi spune că Dumnezeu la finele în a șaptea zi s-a odihnit ca un șarpe sub arborele cunoașterii. Și și spune tot Nietzsche mai departe, deci că răul nu este altceva decât odihnul lui Dumnezeu fiecare a șapte zi. Adică când Creatorul se odihnește, nu controlează creația,
E un motiv ca să se declanșeze rău. Numai că, vedeți, are și răul rostul lui. Că în absența răului, noi nu putem defini binele. Nu vorbeam dimineața de eu și de tu. Câtă vreme nu este un tu, nici eu-l nu există. Nu? Cum am putea defini binele dacă nu știm cum arată răul? Dar partea de început a citatului mie mi s-a părut interesantă. Că Dumnezeu se odihnește ca un șarpe. Dumnezeu se odihnește ca un șarpe sub arborele cunoașterii. Foarte interesant. Mărturisesc că nu știam citatul ăsta. Da. Nu știam citatul ăsta. Să-l compar cu Dumnezeu cu șarpele. Partea 64. Acum și la referat dai nota de subsol. Da. Aici e foarte mare. De-abia de aici, eu de aici aș fi plecat. Dumnezeu se odihnește ca un șarpe. Sub omul cunoașterii, asta eu voi schimba registrul. Excepțional. Revenind la textul lui Topârceanu, care e fabulos, vă recomand să-l citiți. În acest rai pe care Topârceanu construiește, evident că apar degradate toate simbolurile. Șarpele e bătrân, decrepit, stă lipit de un copac și curge limba din gură și adoarme cu ea și nu mai reușește să-și o tragă. Iar omul cunoaște binelui și răului, apropo de unele interpretări, spune Topârceanu cu multă intenție ironică, dedesubt iarba era foarte tăvălită. Păi, foarte interesa, foarte tăvălită. Și sătui fiind locuitorii raiului de lapte și de miere, umplă după acritură. Și ce fac? Stau lângă copacul acela care face mere, dar copacul cunoaștere, care face din când în când niște mere acrișoare. Numai că sfinții au fost prevăzători și au pus un gard de sârm împrejurul copacului. Ca nu cumva să mai mănânce încă o dată din merele acelea. Foarte interesant textul ăsta. Probabil dimensiunea aceasta comică și parodică m-a trimis în permanență spre el. Bun. Revenind la Eminescu nostru și la acest text. Să știți că după această întâlnire, concluzia mea este că nu am făcut cu bun propriu acest text. Eu așa voi merge la Suceava, cu această convingere. Că mai bine vă duceam pe un text mai eminescian decât este acesta. Uh-huh. Nu? Cred că ai făcut foarte bine. Că ele plecând de aici, vă rămâne cu niște idei în cap pe care... la care se vor gândi și își vor da niște răspunsuri. Sunt absolut convinsă. Pentru că oricum i-a contrariat un pic toată discuția și textul. Și asta este important, știi? Dacă mergeai tot pe romantism, era același Eminescu. Era prezisibil. Știi? Le-a părat cea mult în vis, lucea făcut sau tălit de mai ales că sunt la vârstă. Nu? Da. Nu, e foarte bine, e foarte bine. E foarte deconcertant textul ăsta. Mie mi-a mai puțin cunoscut, să spun, mă, mine mai interesa foarte tare. Dar chiar avem impresia că s-a ascuns de noi. Copii? Am impresia că s-a ascuns de noi textul ăsta până acum. În mod deliberat. Există o conspirație a profesorilor de literatură. Să nu cunoașteți textul ăsta. Adică era plin genet. Nu, eu cum am ajuns la textul ăsta, am găsit la un moment dat menționat această comparație. Cred că era, dacă mi-amintesc bine, un dicționar de figuri de stil și era enumerat această comparație, luna, o cloșcă rotundă și grasă. Și era citat Eminescu. Și lucrul acesta m-a contrariat. Nu credeai ce plecat. Nu de Dumnezeu o fi comparat Eminescu luna cu o cloșcă grasă. Deci trebuie să găsesc textul acesta. Și iată că am săpat, nu foarte mult ce-i drept, și am găsit textul. Ce era cloșca? Ce anume? Ce era cloșca? De ce lumea nu poți fi și ca o cloșca?
Încă. Nu se putea la Iminescu. Nu se putea la Iminescu, asta era problema. Nu imaginea în sine. M-a spus, dacă găseam la Topărceanu, era, el spune, luna ca un bostan galben sau așa ceva. Nu știu ce ne mai compară cu o mamă lidă. O mamă Fărușneanu. Fărușneanu, luna e... Cine? Fărușneanu. Da, 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 știu. O mamă lidă. Nu, că respectă principiul justeții, nu comparațiilor. Că există elemente comune între o cloșcă, nu? Care e rotundă, grasă și... Nu, e splendidă cu o cloșcă. Și continuare. În invidie așa și continuare. Ar putea să-l plac el. Aer mare și albastru și lasă urmele de aur alate. Da, da. Deci e un întreg pastel cosmic, nu? Da. Un alt registru, cu altă cheie. Ce... E interesant din nou la acest text, e un lucru despre care discutam și dimineața, acel amestec de național și universal. Spuneam că aceste două cuvinte funcționează aproape în gol la Eminescu. De ce este Eminescu poet național, de ce este Eminescu poet universal? Și mai ales de ce îmbină cele două dimensiuni, care evident nu se exclud. Dar vorbeam despre această autoctonizare, despre faptul că zeitatea uraganului nu este îmbrăcată în costum popular, că coboară rarăul la un moment dat, ni se spune spre finalul textului. Deci atât că avem o plasare foarte detaliată, o plasare geografică, dacă vreți, foarte precisă a evenimentelor. Și din nou mi-am amintit de Țiganeada lui Buda Ivereanu, pentru că acolo funcționează același tip de mecanism. Avem zeitățile, dar avem și un Sfânt George, nu? Care se luptă și el acolo. Deci nu are loc, dacă vreți, o înfruntare a zeităților altora, nu știu, cele din panteonul grecesc, ci adesea în această luptă a titanilor, a, să spunem, a zeităților, intră și oamenii locului, dacă vreți, și sfinții. Aici, evident, că putem detalia foarte mult de ce. Dar reținem în textul acesta eminescian această, nu obsesie, dar acest accent pus pe autoctonizare. Nu? Gândiți-vă la textul acesta mitological într-o posibilă lectură în dialog cu scrisoarea întâi. Nu? Avem acolo acel fragment al nașterii lumilor, nu? Care e etern, e universal. Surprinde, nimic național nu surprinde, de fapt. Nu? Pe când aici această lume românească, picată, dacă vreți, într-un comic aproape grotesc, nu? Cu o zeitate caricaturizată, cu drum pe, care merge pe un drum plin de loc, e, dacă vreți, mult mai autohtonă, mult mai națională, mult mai adecvată și apropiată, dacă vreți, de specificul românesc. Bun. Altceva în acest text. Pentru că eu simt că mă epuizez. Mă urmă văd acest text ca un joc olimpic de la origine până la urmă de șertăciuni. Stați, acum până... trebuie să... Aproape că vine să notez ce a spus, ca să iau pe fragmente și să vedem ce înțeleg eu. Deci... Un joc olimpic. Da. De la origini până la panorama de șertăciuni. Nu cred că înțeleg. Stați. Păi explicați. Vine și explicația. Vine și explicația, da. De la origine asta, cu jocurile olimpice, nu știu, cred că m-a făcut mitologie să cred asta. Așa. Că vine zeul uraganului, dar nu înțeleg de ce e zeul uraganului, bătrânul, mășneagul și pe urmă tânărul. Tânărul unde? La ce culeau? La ce culeau? La soare. La urmă, să înțeleg, n-am înțeles nimic. Să știi că nu ne-am apărut. Vreau să apreciez onestitatea studenților. Nu, dar poate că de vină e și poemă, băi. Nu avem voie să tragem concluzia aceasta, că e vina lui de la ales și nu există. Nu cred că ești chiar, cum să zic, ultra
entuziasmată, nu de acest poem, că i-ai găsit și tu niște scăderi. Cu siguranță, că da. Normal că nu e un abis mare de capodoperă ale Lucian Fărului. Alte concluzii, dar v-aș ruga, nu asemănătoare cu legea dumneavoastră, că mă sperie. Că începe discuția să devină prea relaxată pentru o analiză de text pe Eminescu. Am propus eu un comic, dar parcă e prea mult. Nu, e bine să mai vedem un pic. Se fixează mai bine, să știi. Seriozitatea se fixează când râzi de ea. Să râdem și noi, nu mai poiem. Să facem să râdem. Poftim? Da, hohotele interpretării. A, da, asta e ce titlu frumos. Da, așa. Hohotele interpretării. Ce sunt niște hohotele interpretării? Vă dați seama că, plecând de la ideea că Eminescu e conștient de artificiile romantismului, riscăm și ce spunem? Că Eminescu e și un ce? Un critic literar, nu? Pentru că nu poți să scrii și să fii conștient de mecanismele scriturii decât dacă te detașezi și ești conștient că le folosești. De aceea spuneam că și funcționează adesea mecanismul în gol. Nu mai există credibilitate. Nu există o perspectivă bine articulată. Nu? Plecasem în interpretare pe la începuturi, așa când început chiar analiza, spunând că textul ne prezintă un Eminescu diferit și totuși îl recunoaștem pe Eminescu în acest text. Nu îl recunoaștem pe Eminescu, așa cum îl știm noi. Care sunt imaginile, care sunt construcțiile? Luna, soare, codri. Dar mai mult, că nu numai simpla prezență... Niște sintagme. Da, niște sintagme, niște construcții, să spunem, pe care le regăsim foarte frecvent în marele lirism eminescian. Plecăm de la ideea evidentă că acest text nu constituie marele lirism eminescian. Dar dincolo de anecdotic, de grotesc, de satirizarea societății și a personajului... Mai sigur că apelează la multe din elementele lui obișnuite. Da? În pasajul acela de la... Soarele, ca să împace marea, la ea se apleacă, ei ne trezește ei fața albastră și până la imaginea părului cel blond. Amintește din nou de călinile de părul. Deci, sunt prezent, există prezentă apropierea pasională, nu erotică, aici vorbim de elemente în cazul lui natural, dar pasiunea. De ce? Există o nuanță erotică aici. Erotismul nu e neapărat, da. Știi, ăla la care ne gândim. Foarte filtrat și foarte a, da. Aproape de Dumnezeire, dacă vrei. Deci se invocă din nou apropierea pasională dincolo de limite. Romanticul exacerbat, romantismul, doamne, exacerbat în pasajul ăsta și atunci am amintit de cealaltă poemă. Rezonează cu cealaltă poemă. Alte răspunsuri. Dacă eu v-aș fi dat textul acesta, fără să știți că este din Eminescu. Poftim? Nu, ați fi spus că nu este Eminescu, nu? Da. Interesant. De fapt, noi am întârziat și când am auzit despre coșcă, luna, da, am întrebat acum textul, că mi-am văzut să întrebat. Și am răzut și am întrebat, da, e mie spus. Vă așteptați să fie poezia Norei Iuga, nu că acolo v-ați așteptat. Da, da, nu, nu. Nu lucrați cu luna dumneavoastră, nu?
E nu, mă invidiez pentru sfârșitul ăsta, este absolut superb. Unde era cu luna o cloșcă rotundă și grasă? Muza aceasta de final, nu? Că noi spuneam astăzi, discutând călifile din poveste, despre modul destul de monumental, dacă vreți, în care Eminescu încheia fiecare fragment. Uite, asta ar putea să fie din Nora Iuga. Ah, boboc, amabilă, ești frumoasă și proastă. Da, mi se potrivește, place mult. A putea fi din Mihai Osache, dacă mă ziceți. Ei, vezi, ți-am zis că mult îmi place Mihai Osache. Ți-am zis că te-am furat eu din Mihai Osache. Da. Da. Noi, părinții, mai ne și furăm între noi. Da, dar căutam astea unde îl recunoaștem pe el, știi? Ei, aici, da, asta, uite, de la 65, nu? Citește. Luminoasele, în luminoasele... Nu, de la Lin. Lin netezește a ei fața albastră și adânc se uită în luminoasele valuri a ei și sânui desmiardă cu tot aurul razelor lui. Nu? Da. Aici merge. Și mai la și sânui desmiardă chiar sună. Dar partea de început mai ales, nu? Cu odri bătrânât și e din adânc și buind îl salută, negura cea argintie, colțuroasa coroană, vine de stele, roșă lumină. Am vrut să mai adaug ceva. Începutul, efectiv, primul cuvânt, acel da, exclamativ, mie îmi sună o ușoară notă de, nu știu, colobialitate, adică e foarte natural. Nu are niciun fel de îngrădire. Da, și vin natural, da. E și foarte modern. Da. Știi, parcă îi scrii în o boie de azi, da, știi? Da. Ai remarcat foarte bine. Da, ăsta e... Da, pentru că da. Dar parcă ar fi chiar lui Bacoria. Care pe mine mă nebunește de fiecare dată. Precis că l-ați observat, știi? Ne-a hodorom tronchea, să nu exclamăm. E foarte colobie la el. Dă bine. Parcă, de fapt, tonalitatea poeziei de aici începe, nu? Din acest da. Că nu mai poți să construiești un registru solemnului odată ce ai început cu acest da, care cumva trimite spre ceva anterior, nu? Că... Nu, dar asta e și o concluzie. Nu? Nu, eu mă... Da, se poate. Adică, da. Da, uite, vă spun ca să știți. Da, se întâmplă așa. E o concluzie la ceva anterior. Da, e o și e o concluzie la întregul, da. La întreaga lui poezie, mustind de un romantism de suier, da. Unde probabil că poetul are momente când își dă seama cu luciditate că poate a trecut măsura. Știi? Romantismul. Da. Nu, sau da. Pentru asta am venit să-ți spun, știi? Da! Iată! Ar putea exista o comunicare autor-cititor? Ok. Ar putea exista o comunicare autor-cititor? Comunicarea care... Da! Eu așa simt! Care deja ajunge la nivelul de dramă, dramatic. Da, eu așa simt, ai simțit foarte autorul, bine ce-am zis. Întâi cititorul, mă scuzați, citește titlul și citește mitologicale și după aia spune zioara mitologicale și după aia vine Eminescu și spune da, mitologicale, nu-i mitologii, mitologicale. Hai să vedem. Da, da, e interesant, ai surprins foarte bine. Plus, mi-amintește, da, ăsta mi-amintește de poeziile... trubadurilor din epoca medievală care începeau mereu cu low, care însemna ascultați. Dar având în vedere felul în care s-a folosit termenul ăsta low în
perioada medievală, în Marea Britanie, în principal, a ajuns să fie folosit cu termen peiorativ. Înainte foloseau turbatorii, ca după aceea să folosească și bețivii, războinicii beți la masă, când își spuneau povești din război sau diferite întâmplări de ale lor. Apoi... Or fi făcut-o și măscăricii lui Shakespeare. Că pe acolo se înveți. Și Coleridge râdea din când în când. Da. Probabil ține de aceste mecanisme de a atrage atenția auditorului și de faptul că ei își recitau versurile. Da. Deci e un alt tip de receptare a textului. Da. Că celălalt te aude pe tine vorbind, deci trebuie să-l agăți cu ceva. Și îl agăți cu o sintagmă de felul acesta care îi atrage atenția și îl face să lase paharul. Da. Și să asculte poezia. Da. Mărturisesc că nu m-am gândit niciodată foarte serios la modul în care începe textul. De-abia acum... Da, asta e o observație pe care am făcut-o eu. Da, mi-am dat seama că într-adevăr. Foarte interesant. Nu, că nu avem acel început de poem foarte studiat, gen turma visurilor mele, eu le pas ca oi de aur. E clar că dacă începe o poezie așa, nu poate decât în registrul acesta înalt să continue. Uite, mai e ceva, dacă te... mă uit de-abia acum pe text, adică pornind de la acest da, știi, ar fi... Da, mi-am amintit că voiam să vă spun acest lucru. Și după ce ajungem spre sfârșitul paginii, vine he-he, zice bătrânul. Adică se creează pe undeva în subtext un fel de dialog cu cineva, în care el se dezbracă să-și arate fața. Nu știu, ai ales foarte bine textul. Are enorm de multe fațete de interpretare. Am încercat să scriu ceva despre textul ăsta, ceva timp în urmă, dar m-am împotmolit, că mie mi se pare extraordinar de greu de scris pe Eminescu, după sau într-un de alt... Daciu Moșnege, are dialog, da. Da. Un da concurs, un da interrogativ. Da. Da, uite câte sunt. Da. Eu zic că ar fi bine să te întorci la prăbitor. La ce am zis să mă întorc la... Nu, ai zis că vrei să scrii ceva Da, dar mi se pare foarte greu de scris despre Eminescu. Adică după ce a scris Vianu, după ce a scris Străinu, după ce a scris Călinescu... Da, am înțeles că vrei să te referi acum la acest... Da. Care face cumva o notă discordantă în opera lui. Care e tot un text care n-ai zice că e scris de Eminescu, mie îmi place la nebunie, nu-ți amintești? Antropomorfism. Este o capodopă, că după părerea mea și mai ales dacă îl privești în complexitate, adică în toată opera eminescheană, vine din altă parte și e deosebit, îmi place foarte mult. Nu l-ai? În volumul acesta nu. Că mi-ar fi plăcut să citești așa, ca în cheiere, știi? Ca să vezi că el face și poezie foarte surprinzătoare. Care nu înseamnă cu el. A, l-ai tu! Dar e bine. Da? Păi dacă ce ai ce găsit? Mai ce bine îmi pare. Dar citiți dumneavoastră? A, nu. Hai că te-l citesc eu, dar nu știu.
N-am făcut nicio repetiție. Dar nu e nevoie de repetiție. Păi nu e nevoie. Este. Uite, așa e după mitologicale. Păi, dar mi-am imaginat că e pe aproape, da. Nu, nu. Am mai citit de vreo 30 de ani și cam lungușor. Aoleu! Ce-i asta? Nu cred că o lăsăm pe altă dată. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu, 9, 10. După mitologicale și antropomorfism, o să vă întrebați cine e de fapt Eminescu. 11, 11 pagini, cine citește 11 pagini? Vedeți, de-aia a rămas Eminescu în secolul 19. El scria 11 pagini de poezie, dar astăzi cine mai citește 11 pagini de poezie? Și cine mai scrie? Cine mai scrie? Ce ne rămâm la așa ceva acum? Uite, uite ăla, ăla, uite cum se strâmbă. Hai, lasă, o lăsăm pe altă dată. Poate la... Că selectiv, că după aia i-am... Nu, păi dacă citim selectiv, e o poveste întreagă, da. Și e un căsuț, fiecare se strânge. Hai, șase. Cât e ceasul? Adică l-am la mână, nu? Eu mi-am rupt mâna, s-a umflat și n-am putut ceasul. Avem jumătate de oră, minunat. Hai! Deci, antropomorfism. În poiata tăinuită, ca în umbroasă zăhăstrie, trăia buica cea moțată cu penetul de omăt. Nu-i cu coș în toată ograda, ce de iubire căpiet, să urmărească insolentă, inocenta ei jumie. Ce cochetă e copilă, cu ce grație ea umblă și ce stele zugrăvește în nisip cu dulcea-i labă. O găină virtuoasă, o găină prea de treabă, cu ivlavie ea cată fire de ors și coș de jimblă. Dar cine să admire a ei nuși și tinerețe? Boul chior ce vede numai jumeta din a lui paie? Ah, în inima-i fecioară simte o tainică văpaie pentru cucurigul dulce din cântări de dimineață. Pierde gustul de mâncare, scormolește de ții milă în pământ ca să găsească chipul cel dorit într-una. Sau se primblă visătoare noaptea căutând în lună a lui umbră luminoasă, melancolica copilă. O găină îmbătrânită, venerabilă matroană, ce de mult e schivnicită de lumești, de șertăciuni, ea îi spune ale ei taine ca la raza înțelepciunii să găsească mânghiere pentru a gândurilor goană. Iar călugărița veche, ce de mult era iertată, ce de mult se dizvățase de plăcerile de iubire, ea cu limba ascuțită clevetește întreaga fire contra demoralizării, propovădui înfocat. Ah, zise mititica, nu privești la rândunele cum din cuib scot pui capul, se putează pe uruci și apoi la miezul nopții îi aud făcând buclucuri, sărutându-se cu ciocul, drăgostindu-se între ele. Soarte avem nefericită, îi răspunse atunci bătrâna, nu-i găină rândunica, rândunoiul, nu-i cucoș, necredința lor știută-i, aspri, răi, tiranicoși, ei trezesc viața în inim, și apoi o învelină.
Numai flori sfericite, căci pe aceeași tulpină e pistilul feciorelnic și staminul bărbătesc, sub perdele verzi de frunze se preun și se iubesc chipul junelui din floare, iodoranta lui virgină, dar cu coșul ce netrebnic, nestatornic, este drept când el sulița iubirii în adâncul suflet bagă, te simți dusă chiar în ceruri, uiți pe o clipă lumea întreagă, dar pe urmă gelozia sfarmă inima-ți din piept, căci pe urmă el te lasă tristă, slabă, văduvită, cu aripele ostenite ziua, noaptea stai pe ouă, mor de sete și de foame, nici un sâmbură de rouă, nici priviri de amor n-aruncă la sărmana eremită. Ci mai bine nu mai intre în gândirea ta virgină visele înșelătoare de iubire și plăcere. Vin să înveți înțelepciunea a naturii adânci mistere și a stelelor mari drumuri și viitorul lumină. Cum vorbeau înțelepțește, ce să audă și să vadă. După gard, străin, cu coșul, se preumblă încet, turcește. Pui ce-i trece îndată pofta de a vorbi filozofește, ea ascultă cu iubire, cu coșasca-i serenat. Ah, amorul-i pătrunde prin ureche, în var bătrâna o ciupește în cap cu ciudă, vrea soție de aripă, ea se smulge și aleargă tremurând-o între clipă, printre gard privește dulce la arătarea lui păgână, dar bătrâna cruce-și face cu ai labă și gândește, tinerețe, tinerețe, și oftând intră împoiată, apărată de întuneric, ipocrita cea și reată, pe un pui nevârstnic încă alterată îl pricăjește. Unde este învățăcerul, învățatul cu talent fonognomic să compuie un compendiu despre blândele impresii ce un sunet numai naște în simțirile miresei, cum un cucurigu poate fi adânc, duios, demonic? Ce simțiri eroici, mândre, reprezintă cucurigul? Cât curaj! Ce osebire de-al găinei cotcotat, ce frumos îi șa de creasta ca un roșu comanat, de dorință se înfierbântă, de amor o trece frigul, mă rog, nu știu dacă mai suportați, dar merge în continuare, uitați-vă, sunt încă prea multe pagini, dar vreau să vă spun că e greu să recunoști pe Eminescu, nu? Adică e... Iară sare și piperă treaba asta. Mie mi se pare. Nu știu. Iată-te, tu ce vrei. Mă gândeam la foarte multe din ce citeați. La oare, la oare, la ce mă gândeam. Mă gândeam că... voi fi foarte sinceră. Spune. Nici nu-mi imaginam că un alt text din Eminescu ar putea să-mi placă. Pe mine m-a nebunit când am descoperit-o, la altul nu m-ar fi nebunit deloc, dar la Eminescu chiar m-a nebunit. Mi-ar fi fost greu să vă văd că citesc scrisoarea întâi sau Memento Mori. Nu, chiar așa că nu-mi cunoști altele părți, dar mâine o să vă citesc din ultimul volum niște părți și o să vezi, da. Dar ai dreptate, da, dacă te gândești la Nora Iuga, da. Mi s-a părut o potrivire minunată. Dar ce mă mai gândeam când citeați? Mă gândeam la titlul acela, v-am spus, care mă bântuie și Eminescu râde, nu? Da. Mă gândeam la prozator. Și cam atât. Savuram momentul, nu mă gândeam la foarte multe.
Să nu fiți prezată. Nu, de ce? Poate studenții se gândesc. Eu mi-am pus tot timpul întrebarea dacă să cred sau să nu cred atunci când se spune că Iisus Hristos n-a râs niciodată. Sunt convinsă că nu se putea să nu fi râs. Că n-ar fi avut Dumnezeu el în el dacă n-ar fi râs. Nu? Putea fi om. Și să sufere pe cruce dacă nu ar fi râs niciodată. Nu, am plecat de la ce ai spus pe mine. Bun, păi ce facem? Am terminat pe ziua de azi. Nu știu, așteptăm aprobarea. Cum ne încadrăm în timp? Dacă ați încheiat, da. Am încheiat. Am încheiat. Și la 5:30 mergem în patru director. Atunci vă puteți să acolo sau aici? Da, să știți că e o idee bună, mai putem citi, că e păcat să nu valorificăm timpul acesta. A, păi, dar ce să citim? Păi, spune, da. Că nu vreau să mă bag așa. Nu, nu, chiar vă rog. Dar nu mi-am adus. Așa, ați adus, la asta mă gândeam și eu. Da, da. S-a dus să... Discutând astăzi cu doamna Nora Iuga despre Eminescu, doamna a menționat la un moment dat un text. Un text de data aceasta, am zice, mai eminescian decât mitologicale și antropomorfism. Plecând de la conexiunea dintre Eminescu și romantismul german. Și spunea de textul Strigoi. A, la Strigoi? Sau la ce? Nu, nu, nu mă gândeam la Strigoi și nici la Eminescu. Mă gândeam la ce ți-am zis cu centenarul. Știi? Că mi s-a cerut centenarul, mi s-a cerut să scriu un ciclu de poeme sau un poem mai lung despre centenarul. Se va scoate de către Muzeul Literaturii sau în București peste vreo 2 săptămâni. Cu tine eram, nu cu tine, scuză-mă. Și mi s-a cerut să public și eu ceva în această antologie. Și eu am spus imediat, dar mie mi-este absolut imposibil să scriu poezie pe teme odată. Eu nu pot să scriu despre centenar. Adică eu nu pot să scriu de ce mi se dictează, adică de ce vine din mine în momentul acela. Aproape că nu-mi controlez, eu nu am nimic. Preconceput, n-am o idee de la care să pornesc, o temă, Doamne ferește. Și atunci mi-a venit o idee, măi copii, și mi se pare că a fost o idee bună, pentru că, da, să văd dacă... M-am gândit să scriu despre mine, despre biografia mea și a familiei mele, pornind de la bunicii mei, dar poezie nu. E un ciclu de câteva poezii care au trăit în perioada monarhică, nu? Bunica s-a născut înainte de centenar, adică cum era viața prin București pe vremea aceea și e haioasă, adică nu este gravă, nu este nici odă, nici imn, adică... și da, este chiar aceea. Se cheamă Mână Birjar. Și e întoarsă pe dosul. A, bun. Botina albă. Mi s-a arătat aseară în vis o botină albă și a cântat iac așa. La Bacău, la Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat o mare dandana. Într-o șiță, într-o șiță, văzui o sistriță. Când voiam ca să o atac, i-am răspuns, cac! Ah, madame, madame, jur pe epoletul care l-am, de n-aș fi aliat, ah, ce bătaie ai fi mâncat! Barbar cânta șanteza aceea, târziu în șandramaua goală. Dacă o vedea Bacovia,
Nu-și arăta botina fină de alăută florentină. Era o mică de mimondă bunica mea. Sub breta blondă cu fața palidă întindea un strat de fart ca să observe Leonard. Ea se născuse în Corfu sau Pireu din coliziunea unei lebede cu un zeu și-a nimerit pe o stenă oarecare. Dacă o vedea Bacovia, ar fi crezut că-i baletistă sau doar o batistă plutitoare care a aterizat lângă Bacău în cușca unui câine rău, avea inel de maltostat, primea și pensie de stat, era frumoasă de nespus în portul de la țară. Dar bietul Ilie, nici nu v-am spus că o chema Eufrosina Cornelia și se născuse pe 1 decembrie ca marea unire dintr-o sorbire, dar bietul Ilie, soțul iubit, el și de la oaste s-a întors rănit și a luat-o întreagă cu fată cu tot, făcută cu neamț într-un marfar, într-un tranșeu, într-un port, că unde nu-i vrere și nici iubire, acolo nu se face nicio unire. Pe al nostru steag e scris unire, unire fuge cinsimție. Se îngrășase și tot frumoasă. Eufrosina a ieșit din uz și Cornelia a ieșit din uz. Eu nu-s mama grafilor, striga prin casă, se îngrășase și tot frumoasă, a început să-și descoasă numele în față, ca fustele ridicate la French Cancan. Înnebuniseră anii la Moulin Rouge, li se și spunea anii nebuni. Și ea, ce cusur avea, s-o cheme Eufrosina. De-aia a și devenit peste noapte Rozina. Nici n-a știut, nu-i așa, că pentru ea Guerlain a botezat parfumul Voila purcoaje me rozin. Războiul trecuse de mult. Aia mică avea ochi verzi ca două mistice smaragde. Așa i-a spus cincinat în 1923. Războiul trecuse de mult, pe bulevardul Elisabeta creșteau cinematografe și vânzători de ziare, pe Dâmbovița colete macabre. Tot atunci s-a deschis un cinema nou, Trianon, nume vestit pentru care vecinii unguri sufereau foarte tare. Și tata mare, Ilie, zicea mereu că nu ține. Și începea să cânte marșul lui preferat. Treceți batalioane române, carpații! Și așa s-a născut Nora. O saison, château, chelame sans rainbow, sau eheu, fugaces, postume, postume. Tot una-i că nici cocuța cu ochii verzi ca două mistice smaragde nu mai e. Ca fugit de pe scenă din piața Spaniei, numai cu pantofii de balet și truța de farduri la sighetul Marmației, că iuga făcea acolo armata și cocuța minora de 15 ani se urca pe pereți și dansa bolerou când el cânta la vioară. Fetița își simțea sângele dând pe afară și așa s-a născut Nora, Ninica, Ninel, Noricosan, Lorhe, Ninon, Norice. Fetița cu 1000 de nume, 1000 de pistrui și 1000 de riduri s-a născut pe 4 ianuarie 1931, că 4 e un scaun, spunea. Mie nu-mi trebuie masă, eu scriu pe ce stau, de asta îngenunchez, scrisul-i rugăciune. Eu nu vreau un Nobel, vreau un centenar. Într-o zi de 10 mai,
Nu mi-amintesc de o poveste, dar știu că mi-o spunea mama mare înainte de somn. Îmi plăcea foarte tare. Un vultur venit din munte și ne-a zis român eroi, știi un prinț viteaz și tânăr ce-ar veni cu drag la voi, dacă vreți vi-l dau ca vodă, noi cu toții să ne-l dai. Și ne-a dat pe vodă Carol într-o zi de 10 mai. Mergeam cu bunica ex-Eufrosina, care întinerise de când optase pentru Rozina, să vedem familia regală defilând la parada de 10 mai, Carol al doilea pe calul lui alb, principesele Elisabeta Mignon și Ileana Landau, mihăiță într-un automobil american ultra-performant, făcea gropițe când zâmbea și l-auzeam șoptind în gând Sweet Ophelia și nu știam să spun pe englezește nefericitule prinț. Mă ascundeam în catacombe, visam. În 1941, când am intrat în al doilea război mondial, alături de nemți în Hermannstadt, învățam la Ursuline la Marci, mă ascundeam în catacombe, visam noaptea, un diavol cu joben și monoclu, mă fugărea, băteam în neștire în poarta catedrale, pumnii răspundeau în lăuntru pieptului meu, un drit tras de patru telegari gornea, pe cibin în jos, pe un mal frumos, niște militari căutau de ouă o puicuță nouă când se zbătea, când deschideam ochii, mama murea. Picioarele goale. La 8 venea lăptarul în picioarele goale cu faetonul tras de măgar. La 9 venea camionul cu gheață. Omul în picioarele goale punea gheața în rocitor sub umbrar. La 10 venea zarzavagiu în picioarele goale și cobilița pe umăr, carnea de porc aburea învelită în frunze de viță. La 11 venea găzarul în picioarele goale, purta cercel în urechi. La 16 venea iaurgiu în picioarele goale, caimacul făcea bășiți în castroane. Toți trăgeau cu creta pe poartă o linie, fiindcă în Bucureștiul iubit, în anii aceia, totul se lua și se da pe datorie. În colț, pe Camelie, când se întuneca, tramvaiele moțăiau pe șine, atunci apărea lampagiu sub lumina felinarului și nimeni nu mai avea picioare. Ne rup o petală pe săptămână. Azi, après saint ans, centenarul s-amână. Ce dacă întinerim cu 2 ani? Uriașul trebuie să plece, că-i prea deștept. Și noi n-avem nevoie de capete deștepte care să alerge liber pe câmpii. Și Șora, și Pleșu, și Ana, și toți cei cu mintea bogată, după vorbă și port. La ce bun să mai dăm mână cu mână, când mulți, ne toți, ne rup o petală pe săptămână, să ne vindem din nou salvatorul pe 30 de arginți. Dar ne vin străjerii din foste imperii, din țările joase, din Albion, din siameze alsacii lorene, din vicinge fiorduri și de pe râm, de unde și graiul ni se trage, din prietenie sau din dragoste vin, cu vapoare pe jos o călare, din steaguri culorile cur pe mașini, vin și vin, nu lăsați bariera, miriapodul ăsta e lung, vine încet,
dar are multe vagoane, e încăpător, confortabil, cinstit și discret. Nu vă lepădați de uriaș. Uriașul e bun. M-am emoționat un pic că am retrăit niște lucruri pe care le-am scris. Mulțumesc mult! Noi mulțumim că ne-ați luat așa părtaș la trăirile dumneavoastră, la viața dumneavoastră. Da, păi este chiar viața mea. La un trecut și la un prezent și ascultam ultima parte și mă gândeam la următorul lucru ca să încheiem în tonalitate, să spunem, într-o tonalitate ce-l amintește pe Eminescu. Eram în 15 ianuarie, eram la un liceu, elevii recitau poezii. Și era fragmentul acela de satiră politică, din scrisoarea a treia, recitat de un elev de liceu. În primul rând m-a șocat opțiunea lor pentru un astfel de text. Apoi m-a șocat virulența recitării. E ca și cum acei tineri de 17 ani erau la liceul Curmuzac în Rădăuț. Era ca și cum acei tineri de 17 ani, dacă ar fi prins un om politic în fața lor, cred că l-ar fi sugrumat. Era atâta agresivitate în recitarea aceea, care nu era deloc poetică. Era, dacă vreți, o angajare politică a unui tânăr conștient de contextul politic în care trăiește. Un tânăr care aproape că îl folosea pe Eminescu ca să descrie realitatea politică a vremurilor noastre. Era, dacă vreți, bucuria unui om de 40 de ani care vede că generațiile de 17 ani sunt atente la ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic în țara aceasta. O generație care știe că Eminescu, dacă face satiră, face pentru că întotdeauna o clasă politică merită să fie satirizată. Pentru că tăcerea ne costă și angajarea ne afirmă, dacă vreți, ca indivizi trăitori într-o lume. Poate nu sunt cele mai potrivite cuvinte cu care să închei atelierele de astăzi despre Eminescu, dar vorbim în permanență de actualitatea lui Eminescu. Vorbim despre Eros și ați văzut în câte registre, din nou, poate fi tratată această temă erotică. Vorbim despre faptul că Eminescu a fost un om angajat, că de aia s-a consumat, pentru că scria câte un articol pe zi la Timpul. Nu pentru că poezia l-a consumat așa de mult, ci pentru că această angajare politică. Eminescu a fost un om al timpului lui. Nu a fost poetul acela romantic care trăia într-un turn de filde și de acolo se uita la mulțimile care se agită. Nu. Dacă a fost gazetar, a fost și pentru că credea că fiecare om, nu numai poetul, poate schimba ceva în lumea în care trăiește. Și poate asta este mesajul cu care aș vrea să plecați de aici. Că avem și o datorie socială în cele din urmă. Că nu e suficient să trăim într-un tur de fildeș al consumului estetic și să ne cultivăm, să ne rafinăm simțurile. Pentru că vom fi niște oameni lipsiți, dacă vreți, de profunzime. Arta, literatura, Eminescu în cele din urmă ar trebui să ne facă, și poate nu o să vă placă acest verdict, ar trebui să ne facă nu numai niște oameni mai buni și mai frumoși, ci și niște cetățeni mai implicați în lumea pe care aparține. Mulțumesc! Noi mulțumesc! Da, tulburător de multe puncte de vedere. Tulburător de istorie mică, de istorie mare. Mulțumesc! Da. Credeam că am rămas la Eminescu. Nu, doamne, o comisare spre textul dumneavoastră, gândindu-ne că mâine vom citi.
da, și vom și vorbi în general despre cum văd eu că trebuie să își facă poetul, să-și ducă poetul înainte acest dar care i s-a dat și ce înseamnă să fii poet. Da. Înseamnă ce mai înseamnă să fii poezie. Nu mai fi și poezie. Poezia este un lucru foarte mare.